pastilla da fisico. Intensitatea curentului electric. Sarcina electrică este mărimea fizică care caracterizează starea de electrizare a unui corp. Simbolul sarcinii electrice este Q. Poate fi pozitivă sau negativă. Unitatea de măsură în Sistemul Internațional de Unități este Coulomb. Sarcina electrică elementară este egală cu 1,6 ori 10 la puterea minus 19 Coulomb. Este sarcina electrică pe care o are un electron sau un proton. Orice sarcină electrică este un număr întreg de sarcini electrice elementare. Când între punctele A și B există o tensiune electrică, ea naștere un câmp electric care pune în mișcare sarcinile electrice. Curentul electric este o mișcare ordonată de sarcini electrice. Sensul convențional al curentului electric este sensul invers sensului de deplasare al electronilor în circuitul electric. Intensitatea curentului electric este egală cu sarcina electrică ce trece prin secțiunea transversală a conductorului în unitatea de timp. Intensitatea curentului electric este egală cu sarcina electrică ce trece prin secțiunea transversală a unui conductor în unitatea de timp. Unitatea de măsură în Sistemul Internațional de Unități este amper. Instrumentul de măsură al intensității curentului electric este ampermetrul. Calculează numărul sarcinilor electrice care trec prin secțiunea transversală a conductorului în timp de 10 minute. Intensitatea curentului electric este egală cu 1,6 A. Din definiția intensității rezultă că Q egal cu I ori T, egal cu 1,6 A ori 600 secunde. 960 Coulomb. Din Q egal cu I ori E, rezultă I egal cu Q pe E. 960 Coulomb pe sarcina electrică elementară. I egal cu 6 ori 10 la puterea 21. Curentul electric este mișcarea ordonată a sarcinilor electrice. Intensitatea curentului electric este egală cu sarcina electrică ce trece prin secțiunea transversală a conductorului în unitatea de timp. Se exprimă în amper și se măsoară cu ampermetrul.